Marea Neagră se transformă într-un teatru de război. Peste 1000 de militari români și străini, 10 nave de război, elicoptere Puma, detașamente de scafandri specializați în distrugerea minelor marine, dar și drone subacvatice americane încep de mâine ample manevre militare în Marea Neagră. În portul Constanța demarează Poseidon 2023, unul dintre cele mai complexe exerciții multinaționale de nivel tactic. Minele marine sunt ucigașii tăcuți ai mărilor. Sunt încărcături explozive uriașe, amplasate sub apă, care detonează la cea mai mică atingere. Deflagrația este devastatoare pentru orice navă, militară sau civilă. O știu cel mai bine scafandrii EOD specializați în distrugerea minelor marine. Ei coboară sub apă, caută bombe și le distrug. În cadrul exercițiului Poseidon 2023, scafandrii EOD români își vor putea testa capacitățile de reacție în cazul în care au de-a face cu o mină marină descoperită în largul mării. Vom lăsa lestul ăsta la 10 metri maxim de mină. Voi o să vă duceți după aia pe mină. Coborăm pe lest, nu? Coborăți pe lest, duceți la mină, vă uitați la mină, identificați mina, faceți procedura de neutralizare pe ea ce aveți, vă întoarceți înapoi. Știți cu toții că este o misiune reală pe care o desfășurăm începând din februarie 2022. E o operație la care forțele navale române au destinat în permanență forțe și mijloace care acționează la chemare 24 din 7. Tocmai cu aceste exerciții căutăm să dezvoltăm ceea ce cunoaștem în domeniul de luptă contra minelor și, repet, punem și în practică în condiții reale. Au fost descoperite foarte multe mine plecate din barajele de mine instalate în zona operației speciale, mine care au fost distruse de către marinele riverane Mării Negre. În consecință și noi am acționat pentru a menține libertatea de navigație. Poseidon 2023 a debutat oficial în portul Constanța și timp de o săptămână va urmări creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile participante, precum și nivelul de pregătire al forțelor navale române pentru misiunile NATO. Pe parcursul exercițiului se vor pune în aplicare tactici de luptă NATO în mediul maritim, terestru și aerian. Suntem pregătiți, pot spune, acum la începerea exercițiului, de a desfășura toate evenimentele și toate seriale în conformitate cu planificarea pe care am avut-o. Obiectivele pe care ne le-am propus sunt multiple. În conformitate cu amenințările care sunt la Marea Neagră și știți foarte bine pericolul de mine, pentru menținerea căilor de navigație libere și a rutelor de navigație libere împotriva pericolului de mine, desfășurăm acest exercițiu cu capabilități reale, astfel încât să fim în măsură, ori de câte ori descoperim o mină, să o și distrugem. Navele militare care intră în acțiune adună în același teatru de luptă militari din mai multe țări. Românii se vor antrena cot la cot cu bulgarii, belgienii, americanii și francezii. Poseidon 2023 va fi condus de către comandamentul flotei, iar pe mare se vor desfășura secvențe complexe de antrenament, precum comunicații navale, manevre și evoluții, respingerea atacului aviației inamice și menținerea vitalității navelor. Centrul de greutate va fi însă axat pe lupta contra minelor.